Băiețelul în vârstă de 6 ani a fost trecută granița de către un cetățean german cu o procură falsă. Familia mai are 2 copii, dar nu era monitorizată de cei de la DGASBC, deoarece nu ridica probleme de niciun fel. Autoritățile au aflat de caz în momentul în care a apărut o sesizare pe adresa DGASBC Gorj, prin care se solicita să se verifice dacă minorul se află la domiciliu. O echipă din cadrul instituției a mers acasă la familie, constatând faptul că minorul în cauză lipsește. Situația minorului a intrat în atenția DGASBC Gorj, urmare a adresei înaintate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în luna aprilie. Imediat s-a demarat procedura conform legislației în vigoare, fiind înștiințate instituțiile abilitate să verifice aspectele sesizate și să intervină conform competențelor legale. Reprezentanții DGASBC Gorj s-au deplasat la domiciliul familiei împreună cu reprezentanții ai autorității locale pentru a evalua situația sociofamilială. S-a constatat în urma intervenției și a discuțiilor purtate cu reprezentanții legali că minorul în cauză nu se află la domiciliu. S-a constatat că la domiciliu mai există 2 minori, minori ce au fost preluați la scurt timp de reprezentanții DGASBC Gorj împreună cu reprezentanții poliției, fiindu-le instituită măsură de protecție specială, plasament în regim de urgență la asistenți maternali profesioniști. Reprezentanții DGASBC Gorj, împreună cu domnul director general Laurențiu Diaconescu, doamna ministru Natalia Intotero, au vizitat cei 2 frați ai minorului la domiciliul asistenților maternali, purtând discuții cu aceștia. Cei 2 minori urmează un program de consiliere psihologică, precum și alte investigații medicale în funcție de nevoile identificate. Facem precizarea că după clarificarea situației juridice a minorului aflat momentan în Germania, vom interveni în preluarea acestuia și instituirea unei măsuri de protecție specială. În urma sesizării depuse la DGASBC Gorj, psihologul instituției împreună cu autoritatea locală au mers la familie pentru a verifica dacă minorul se află la domiciliu. În urma evaluării sociofamiliale, împreună cu autoritatea locală, s-a constatat că minorul în cauză nu se află la domiciliu, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții legali. La scurt timp am revenit la domiciliul familiei respective, aspecte pe care le-am sesizat la prima întâlnire, că la domiciliu se mai aflau 2 copii cu vârste destul de fragede. Repetam, revenit la domiciliu, fiind preluați în sistemul de protecție împreună cu reprezentanții poliției și plasați într-un mediu securizat, respectiv la asistenți maternali profesioniști din cadrul DGASBC Gorj. Tatăl copilului spune cum a ajuns ca cel mic să plece peste hotare. Da, și acum zicea că, băi, după ce se termină treburile și luăm copiii și pe ai de la Târgu Jiu, pe ai tăi, și rezolvăm să rămână la al mare Ionel la mine, copilul să rămână la mine, iau și pe tine în Germania. Ca să mă angajeze. Să plecați și dumneavoastră acolo. Da, la el la serviciu. Păi și vreți să luați și copiii ceilalți 2? Dar să-i luăm de la Târgu Jiu, să rămână acasă cu mama. Să rămână, și dumneavoastră ați plecat în Germania. De cât eu la muncă. Da. Cu mama, cu copiii, să rămână acasă și eu, precum, să câștig bani. Să păi și ziceți că vii mai dă acum statul înapoi. Unii zic că da, unii zic că nu. Acum... Posibil acum să nu vii mai dea statul pe ceilalți 2. Eu am o informație de la cineva că s-ar putea să îmi dea copiii, dar numai să angajez pe femeia la ei. Nu s-o angajez, să ia până la 18 ani. Avocatul familiei susține că nu ar fi vorba de nicio răpire și că totul s-a desfășurat legal. Bună ziua, mă aflu în fața noastră pentru a încerca să aduc câteva clarificări privind presupusul caz de răpire sau presupusul caz foarte grav, cu ghilimele de rigoare, lansat de către doamna ministru privind copilul din Dănciulești. Pot să vă spun că toate demersurile s-au făcut perfect legal, nu există nicio infracțiune, vă pot garanta acest lucru. Dacă sunt niște chestiuni aparent nelegale, sunt chestiuni mărunte care pot fi trecute cu vederea. În fapt, cei 2 părinți ai copilului mai au și alți copii și o situație materială puțin mai precară. Domnul din Germania, am să încerc să nu îi dau numele pentru că nu am permisiunea domniei sale, este un patron acolo care are firmă și angajați din România. Angajații din România l-au invitat să vadă România, a venit, i-a plăcut și din întâmplare, care stând aproape de copii,
a cunoscut copiii, s-a uitat la copii și a zis, ai cui sunt copiii, o să încerc să spun cât mai pe scurt, ai părinților și cum, așa copiii frumoși, așa copiii frumoși. Problema este că i-a plăcut, le-a dat dulciuri, cum se dau la, de regulă la copii, a intervenit un atașament între copii și dânsul, un ajutor din partea nu numai a dânsului, pentru că toți oamenii din sat ajută copii, și a decis să, deși a lansat intenția de a deschide procedurile de adopție. Evident că pentru a adopta un copil trebuie să se vadă dacă este o compatibilitate. S-a încercat o compatibilitate în țară, în regulă, a vrut să vadă dacă și copilul, unul dintre ei, și-ar dori să meargă și dacă i-ar plăcea în Germania. Dânsul e cetățean străin, nu poate să scoată un copil. A apelat perfect legal la un coleg de serviciu, care a mers la un notar la Craiova, împreună cu părinții, să fie de acord pe o perioadă de timp limitată să meargă cu procură colegul de serviciu. La notar totul a fost bine, s-a întrebat la final, a fost problema de semnătură, cei doi părinți neștiind să semneze, notarul s-a oprit, a spus că nu poate să meargă mai departe, deoarece are nevoie de doi martori care să confirme că și-au dat consimțământul. Persoana română care a primit procura n-a vrut să mai vină pentru că distanță de o oră și ceva din Craiova până în Dănciulești. A căutat câteva persoane din Dănciulești care stau în Craiova pentru a-l ajuta să dea o procură și cunoștea și pe el și pe părinți. I-a sunat și aceștia și-au întrerupt serviciul, au venit, au văzut și la final era evident, a fost o intenție de ok, ai venit, ai deranjat, cunoștință, prieten, i-a dat o sumă de 200 de lei pentru, la unul dintre ei să-și ia o cafea pentru că i-a pierdut timpul. S-a plecat cu copilul, cu procura aceea limit, pe termen limitat, prin Vama Nădlac, perfect, legal, s-a ieșit din Vama, s-a făcut verificările, a fost scanată procura, a fost scanate acte de identitate, a rămas o perioadă de timp în Germania, s-a declarat copil. În urma verificărilor, surse din cadrul anchetei ar fi aflat că acesta ar fi fost vândut pe suma de 8.000 de lei. De la casa familiei au fost ridicați imediat și ceilalți doi minori, o fetiță de 8 ani și un băiețel de 2 ani și 8 luni. Cei doi copii au fost dați în grija unor asistenți maternali.